găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitata din această seară este una dintre puținele soliste din România care a reușit să treacă peste momentul 89 și prima jumătate a anilor 90 fără să fie uitată de către public și media. Mai mult, este probabil singura interpretă din generația celor care erau difuzate de posturile de radio în anii 80, la fel de des ca Ricky Martin, Enrique Iglesias sau Shakira în ultimii ani. A reușit să-și păstreze succesul la public, în ciuda schimbărilor dramatice de mentalitate și gusturi ale societății românești. Se numește, se cheamă, și acum cum e cu, nu Florin Călinescu, se cheamă Loredana Groza. Bună seara! Bine ai venit! Sunt onorată și nu știu dacă am reușit să păstrez, dar cred că am reușit să supraviețuiesc. Și când spun asta, o spun cu toată sinceritatea, că nu e deloc ușor să trăiești în România de astăzi și cu atât mai mult să cânți în România de astăzi. Faci parte din categoria invitațiilor care răspund la o întrebare pe care eu nici n-am apucat să o... Pentru că ți-am citit probabil următoarea întrebare. Nu știu care e următoarea întrebare, dar putem să facem un joc de intuiție. Da. Tu să mă întrebi care ar fi următoarea întrebare și eu să răspund, să spun care ar fi răspunsul la întrebarea pe care intuiești tu că mi-ai pune mie. Oricum, știi ce cred? Cred că oricum nu se recunoști. Dacă nu se recunosc? Nu, dar dacă de unde voi știu, intui întrebarea. Și de unde știu că îi cunoaște tu chestia asta? Nu știu, poate faptul că sunt femeie și am un credit în plus. Ce crezi? Lumea știe cum se numește noul tău album? Care va fi lansat în curând, dar melodii de pe acest album sunt deja difuzate de... Da, am început de astă vară să difuzăm un prim single de pe acest album. Nu știu dacă toată lumea știe cum se numește noul meu album și nu știu dacă asta e cel mai important. Important e că titlul lui este Fata cu șosete pe care de nu ți-am diamant. Adresat-o. Da, Fata cu șosete de diamant este un titlu foarte comercial. E vorba de fapt de un titlu unui poem al lui Mircea Cărtărescu, exact. Pentru cei care nu știu. Am avut plăcerea să ascult discul, albumul, înainte de a fi lansat. El n-a fost lansat nici până astăzi. Oficial. De a fi, mă rog, l-am ascultat înainte de a fi difuzate chiar melodiile pe posturile de radio. Despre ce este acest album? Este un album care vrea să spună ceva despre Loredana Groza, ajunsă la frumoasa vârstă de 25 Loredana de primăvară. Loredana Groza, te rog. Groza, Groza, Bongza. Whatever. E despre mine, despre toate experiențele mele pe care am încercat să le comprim în câteva cântece. E un album de muzică pop care vine după două albume, ultimele două albume, care au navigat așa prin, dacă pot să folosesc termenul, prin alte genuri. La mine la emisiune navigat e acceptat. E ok, da? Da. Mă bucur. Navigabil e mai puțin acceptat. Tu că show e un show navigabil. Show. Absolut. Ce-i cu tine de schimb atât de stilurile? Îmi place foarte mult muzica și îmi place foarte mult să o descoper în tot felul de ipostaze. Uh-huh. Și lucrul ăsta m-a îmbogățit foarte mult. Am reușit să cânt muzică populară, să cânt tangouri, să merg prin tot felul de zone care pentru unii păreau foarte greu accesibile. Și la propriu și la figurat? Și la propriu și la figurat, da. Trecând prin toată experiența aia, m-am reorientat spre pop, pentru că cred că vin cu alte forțe și cu altă inspirație și cu, o abordare diferită a muzicii. Albumul tău dinainte de 89, ce fel de muzică era? Că nu era muzică ușoară. Era un fel de muzică electronică, să spunem. Muzică electronică. Da, un fel de disco 80-ist. Muzică electronică, prima, nu m-am gândit niciodată că albumul ar fi putut fi de muzică electronică. Nu te gândi, dar cred că l-ai ascultat. L-am ascultat? Tocmai de asta spuneam, că n-am crezut că e vorba de muzică electronică. Da, era mi-a un sound... Mi-a fi zis vecinii, băi, vezi că asculti muzică electronică. Pentru că pe vremea aia în România erau două genuri de muzică, populară și ușoară. Și, bineînțeles, muzica clasică. Și muzica care... Loredana Groza. Vezi, aici puteai să improvizezi, să spui, erau trei feluri. Nu. Muzică ușoară, populară și muzica Loredana Groza. Nu, mi-aș dori să vorbesc despre Adrian Enescu. El a fost cel care a venit cu acest sunet, cu această muzică specială pentru momentul de sfârșit de deceniul 80. Și cred că el, prin
talentul lui și prin dorința lui de a-mi da o șansă, a reușit să revoluționeze într-un fel muzica din România la ora aceea și m-a pus pe un culoar care m-a ajutat întotdeauna să fiu în avangardă. Și ai rămas pe culoarul ăla, nu vrei să-l mai... culoarul de prima linie. Am încercat și culoare, să știi, dar... Nu, era vorba de culoare, nu de culoare. Deci haideți de să ne amestecăm culoare. Să ne amestecăm culorile cu culoarele. Nu, tot la culoare m-am referit. Cu culoarele, pardon, de cu culoare. Eu am ascultat albumul și în timp ce l-au ascultat și prietenii mei care mergeau cu mine în mașină și un prieten foarte bun mi-a zis, domnule, acum dau seama cât suflet pune Loredana în... N-ascultase, cred că ultimele albume nu le ascultase și l-ascultase pe ăsta. Trebuie să le spunem telespectatorilor că în această seară vom difuza două videoclipuri ale Loredanei. Este vorba de Femeia Ta, un album care a fost difuzat, dar care a făcut... Un videoclip care a fost difuzat. Și de asemenea, Suflet Drag, în premieră vom difuza acest... Da. Eu zic că poate cea mai bună melodia ta. De pe acest album. De pe acest album și de pe multe altele. În afară de aia cu Nisoarea Palmei Tale. Sau cum se chiar așa se numea melodia? Nu, Zăpada Palmei Tale. Zăpada Palmei Tale. Și dacă ai puțin pică răbdare, ți-am făcut o surpriză în seara asta, da. Așa? Regia! Ce trebuie să facă regia? Melodia. Da. Am adus acest cântec și dacă vrei un fel de cadou pentru invitația pe care mi-ai făcut-o în această seară și pentru... Mulțumesc. Faptul că ești primul show care difuzează clipul de la Suflet Drag. La Suflet Drag. E o melodie cu totul și cu totul specială. Eu am ascultat toate melodiile și, cum să zic, te rămâi impresionat de ritmurile care se schimbă foarte des. Practic, la o melodie, la alta, intri într-o lume, treci într-alta, poate te întorci în cealaltă, dar nu ești prea sigur și așa mai departe. Sunt și acorduri de muzică populară. Da, și influență din muzica irlandeză, pentru că recunosc că muzica celtică, cum spunea Oscar Wilde, celții sunt, se pare, cei mai creativi oameni de pe pământul ăsta. Și, într-adevăr, muzica... E cert. Și, într-adevăr, împreună cu Mihai Ogoșanu, cu care am scris majoritatea pieselor și care, alături de mine, a lucrat cot la cot la acest album, avem o pasiune comună pentru muzica irlandeză și pentru temele extrem de inspirative ale acestei muzici. Și am reușit cum s-a întâmplat? Ai ascultat muzică și undeva acolo s-a distilat materia. Pornind de la filmul Etno, acum câțiva ani de zile, când am scos albumul Agorida, am încercat să merg mai departe și să merg și peste granițele României și să încerc să ascult și alte muzici. Cu pașaport sau fără pașaport? Fără pașaport. Am mers ilegal. Cu vize sau fără vize? Ilegal. Ilegal, pentru că spiritul nu are nevoie de vize. Și am luat... Mutați-vă! Da, te rog. Cu cine vorbeai? Cu băieții din platou. Ah, ok. N-am pe nimeni ascuns în spatele cortinei, da. De fier, da. Și am decriptat aceste teme și am încercat să le aducem în atenția publicului din România prin aceste cântece, care fiecare în sine are, fiecare cântec în sine are o poveste, are o stare. Am încercat ca fiecare melodie să fie un single de sine stătător. N-am pus cântece de umplutură. Și pot să spun că oricare cântec l-aș alege de pe acest album, aș putea să-l promovez pur și simplu. Haideți să... Ești de acord să vedem videoclipul Femeia Ta? Okay. Să ne spui aici de unde au venit influențele? Da. Haideți să oprim melodia. Mulțumesc pentru surpriză. Dedicație. Și dedicație. Și să vedem videoclipul Femeia Ta. Cineva s-a întrebat, adică? Adică ce? Adică e un videoclip care a șocat. De la decoruri până la gestul final, acela cu lovitura dată feminității, un cap în gură. Da. Da. Eu cred că e o lovitură dată femeii care stă pe un piedestal și care postat acolo de către un bărbat sau altul. Și nu ar trebui să stea pe piedestal femeia. Ba da, dar nu trebuie uitată pe piedestal. Eu cred că... Sau nu trebuie urcată. Nu, trebuie urcată din când în când. Dar asta nu înseamnă că trebuie lăsată acolo sau uitată acolo. Trebuie să o dai jos din când în când, la fel cum o urci.
și să încerc să vezi dincolo de mit. Dar cine v-a femeia. Spus vouă, femeilor, că femeia și artista, e un mit? Că, până la urmă, femeia se confundă cu artista. Cine v-a spus vouă, femeilor, că femeia e un mit? Am citit prin cărți, ne-au spus vorbe dulci, tot felul de oameni, deci, de tineri, de bărbați. În cântecul ăsta, tinerii trebuie să înțeleagă faptul că femeia e un mit, nu? Nu, că femeia este, nu un mit, că femeia este femeie. Explică-mi ce e femeia, până la urmă. Femeia este femeie și este o ființă care merită descoperită și altfel decât, eu știu, încercând să... Să te ajut sau să te las? Încercând să idealizez prea mult. Am înțeles. Și băi, dacă femeia este asta, ce e femeia ta? Femeia mea? E vorba de femeia ta. Deci este vorba de aceeași femeie? Și femeia și femeia ta este înseamnă același lucru? E vorba de femeie în general, ca... ca ființă, cred că orice femeie se poate regăsi în acest text. Și cum în sunt femeile în România? Femeile în România cred că sunt încă... Nu te grăbi, poate n-ai un răspuns la întrebare. Poate că l-am. Poate că nu l-ai. Poate că nu, sunt dar te grăbești ca și când l-ai avea și te trezești că nu l-ai. Da. M-am trezit că l-am, fii atent. Zi. Femeia în România cred că are încă foarte multe prejudecăți. Da. Și o anumită teamă față de instituția denumită bărbat. Bărbatul e o instituție în România? Se pare că da. Nu, bărbatul e o dictatură. Confunzi instituțiile nu democratice cu dictaturile. Nu e dictatură, nu. Depinde. În România bărbatul nu e dictator. Nu e o dictatură. Hai să nu exagerăm. Bine, eu așa cred că e dictator. Nu, dar încă sunt convinsă că sunt multe femei care încă nu și-au descoperit puterea. Păi nu, bărbații ar trebui să le arate să le ajute. Ar trebui să le ajute, să adevărat. Să le ajute care este puterea. Dar cred că, în primul rând, te ajuți tu însăți. Și modul în care te descoperi, modul în care îți găsești resursele, motivațiile, comunicarea cu bărbatul de lângă tine este foarte mult, ține foarte mult de tine. Și, bărbat, și după aia de cei din jurul tău. Bărbatul ce ar trebui să-și descopere în egală măsură pentru a ajuta mai femeia să se descopere? Bărbatul? Da. Poate mai multă toleranță. Tandrețe? Mai multă tandrețe, mai da? Multă dragoste. Vorbești foarte frumos, dar nu știu, realitatea nu te... Nu mă ajută? Nu te ajută deloc sau tu nu acoperi deloc realitatea? Din punctul meu de vedere. Cunoști așa vedere? În jurul tău oameni da, care au astfel de relații, cunosc, în care domină așa armonia, tandrețea, da, dragostea, cunosc. Fericirea? Cunosc, chiar dacă pare o utopie în ziua de astăzi. Cred că e singura salvare în lumea de astăzi. Dragostea dintre un bărbat și o femeie și relația subtilă și profundă care se poate crea între yin și yang. De ce nu? Între el și ea. De ce femeia ta și nu bărbatul tău? Pentru că eu sunt femeie și pot vorbi mai ușor despre femei. Păi, da, în egală măsură ai un bărbat și ai putea să vorbiți despre nu permit, bărbați. Pentru că vreau să vorbesc despre ceea ce simt și despre experiențele mele personale și interioare. Și dacă bărbatul tău descoperă că toate aceste experiențe nu neapărat au legătură cu el? Nu totul trebuie să aibă legătură cu el. În primul rând că... E totul. Păi nu totul trebuie să aibă legătură. Nu totul, dar explică-mi. Cum transformi în artă experiențele care nu au legătură cu el și simți neapărat să le transformi? Care nu imaginație. Sunt neapărat sentimentale, pot fi da, profesionale până la urmă. Imaginația, creativitatea... Te pot ajuta să intri în tot felul de lumi, în alte lumi, să ai tot felul de viziuni legate de muzică, de scris. Și toate astea împreună poate să te ajute să ai un rezultat final, un cântec bun. Un cântec bun. Da, un cântec deci bun. La totul la tine se distilează, se transformă în cântec. În muzică, nu, în muzică. În muzică. Da. Totul, până la urmă intră... E substanța... ireală, pe care vreau să o prind întotdeauna și totdeauna îmi scapă, știi? Notați-vă substanța ireală. Ne mai notăm și noi, iertați-ne că vă deranjăm. N-aș vrea să fiu foarte poetică în seara asta, dar tu m-ai provocat. Vreau să spun ceva, dar să nu te superi. Nu mă super. Pentru că n-ar fi frumos să te superi. Deci eu când te-am ascultat pe tine, cred că aveam câțiva ani mai... Eram tânăr în orice caz și m-am gândit, ascultându-te, uite, Loredana Groza nu se mărite niciodată. Asta spunea muzica mea. Da. Nu și muzica, și ceea ce reprezentai tu.
artistul care reprezentai tu. De ce mai dezamăgit Loredana? Vezi, ești prea materialiste. Te gândești prea mult la lucrurile astea. Nu e vorba de material aici. Tocmai că mă gândeam la imaterial, că tu ești ceva care... Cântecele mele nu sunt căsătorite cu nimeni. Cântecele mele sunt libere să zboare peste tot și să ajungă la sufletul oricui. O să râzi. Cântecele tale sunt cântate de tine, care ești căsătorită. Și ce legătură are asta cu verigheta? Tocmai încercam să-ți explic. Nu are nicio, nu, n-au nicio legătură. Poate chiar asta m-a echilibrat cel mai tare, să știi, căsătoria. Căsătoria? Da. A, deci a fost și faptul că mi-am găsit jumătatea. Poate ți-a echilibrat și muzica. M-a echilibrat și muzica? Păi poate nu era nevoie de o muzică echilibrată. Păi, muzica care, nu. Care să se simuleze pe personalitatea ta. Să mă prind la mijloc cu echilibru. Nu vreau să te prind nicăieri. Muzica în general trebuie să vreau fie echilibrată. Muzica dezechilibrată nu e muzică. Uh-huh. Și atunci o muzică fără armonie, fără echilibru, nu... Ăsta Eminem nu cântă o muzică dezechilibrată? Nu, absolut deloc. Este sunt o echilibrată? Mare fan Eminem. Și am descoperit... Înseamnă că sunt eu dezechilibrat. Și l-am descoperit după filmul 8 Miles, pe care l-am văzut acum câteva luni, având o impresie similară cu a ta. Dar pe mine nu mă echilibrează deloc muzica lui Eminem. Crezând că Eminem este doar un produs de marketing și atât. Nu cred că este mult mai mult. În primul rând că este un artist care poate improviza pe loc, și text și ritm. Și dar este el un lucru... cântă? Iată-mă. Da, el cântă. El cântă. El cântă. Da, și el tu cântă. Ce faci? El cântă în rime. A, el cântă el în rime. Cânta. E foarte bine că ai făcut completarea. Trece foarte repede timpul. Trebuie să ne oprim puțin pentru publicitate. Iar după aceea ne vom întoarce la Loredana Groza și vom difuza și videoclipul Suflet Drag în premieră, da? Nu n-a mai fost difuzat nicăieri. Adică să mă dau și eu mare la emisiunea asta. Și vom... Eu trebuie să iau o pietricică. Aduceți două pietre reci de afară. Mici. Reci și mici. Nu, reci și mici și fierbinți. Publicitate și ne întoarcem, o să vedeți despre ce e vorba. In this northern part of Sweden, during winter, no one came. I started to think, what could I do? The most important thing we had was the cold climate and the best ice. I wanted to build the first ice hotel in the world. It's really cold. Most of the people here believed I was a nut. They said, this is going to be a bankrupt if you go on with this. So I think I was following my dreams. During October, we are cutting the ice from the river. Then we can start building the ice hotel. When we started, it was just a small igloo. Now it's 20 times bigger. 4,500 square meters. Thousands and thousands of people from all over the world are here. In the end of April, it starts to melt. And everything we have used from the river go back. So it's just a loan. Whatever your journey, keep walking. Orice detergent face rufele albe. Îngălbenită, cenușie, pătată. Albă! Sigur, folosește și un înălbitor. Nici vorbă! Folosesc noul Rex detergent înălbitor cu perle active. Pentru un alb curat, plătești mai puțin. Fii strălucitoare cu noul Rex detergent înălbitor. Modul isteț de a spăla. Calitate de la Henkel. Acum 5 litri de Pezzacco Evelyn sunt la prețul de 4 litri. De Crăciun fii mai bun, fii adevărat. Spune da, spune nu la Tubo Christmas Brown. De anul nou fă-ți un cadou, fii mai personal. Vino și tu și tu în lumea Tubo Christmas Brown. Savoarea cafelei măcinate de la Amigo. Amigo e special pentru filtru și Amigo tradițional pentru ibric. Whirlpool revoluționează cucerirea spațiului. Inovații, design, performanță.
Descoperă luxul de a avea mai mult spațiu cu noile echipamente frigorifice de la Whirlpool. Alege Whirlpool. Pentru a pregăti o mâncare gustoasă, e nevoie doar de multă dragoste și de o linguriță de Vegeta. Fiindcă numai cu Vegeta se mănâncă mai bine. Înțelege cu adevărat de ce ai nevoie, noi la Allianz privim lucrurile din cea mai importantă perspectivă, a ta. Știu bine de ce fac acest lucru. Libertatea mea de mișcare. E mică, dar e a noastră. Allianz este partenerul care înțelege cu adevărat de ce ai nevoie. De aceea îți putem oferi tipurile de asigurare care ți se potrivesc cel mai bine. Așa facem în peste 70 de țări. Așa facem și în România. Produsele de la Flanco nu doar aduc o mașină, ele chiar îți aduc o mașină. Poți câștiga unul din automobilele Fiat Albea oferite săptămânal, cumpărând de la Flanco orice produs indesit între 3 noiembrie și 31 decembrie. Flanco. Foarte deschis. Sistem de rate pentru aparatele electronice Philips. Domo face totul pentru tine. Sau aproape totul. Domo, expertul în electrocasnice. Jacobs Aroma. Prea aromată solaj nesupravegheată. Atât de aromată încât noul pachet de 250 de grame vine într-un ambalaj special pentru păstrarea aromei. Crescova? À, thế thì mày, thế đi. Thế nào, biết tình hình thế nào? Tình hình mày muốn nào, muốn. Crescova. Thì mày, ông bà kêu. Tôi kêu. Crescova. Vodka, nu glumă. Are un design rafinat. Se adaptează la orice mediu. Se face oricând remarcat. Z510, primul decapotabil de la ZAP. ZAP, the next generation network. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Continuăm emisiunea din această seară. Invitata noastră se numește Loredana Groza. Sună mai bine, se cheamă. Citeam aici în prezentarea ta, după aproape 20 de ani la debut. Au trecut 20 de ani? Serios? Nu vreau să mă gândesc, dar... S-au împlinit 20 de ani la debut? Cam așa. 20 de ani, incredibil cum au trecut anii. Da. Multe piese din perioada aceea au rămas în uitare. Nu te gândești să scoți un CD cu piesele de pe... Ba da, mă gândesc. Și pregătesc un concert care va fi pe 22 noiembrie și 26 noiembrie, luna asta, sâmbăta viitoare. Da. Deci nu sâmbăta asta, cealaltă. La Teatrul Bulandra, la sala Toma Caragiu, un concert în care voi prezenta acest nou album, Fata cu șosete de diamant, și printre cântecele noi o să îmbin cântece care... O să strecori. O să strecori cântece care sunt aproape de sufletul meu, cântece care sunt aproape de sufletul admiratorilor mei, și vreau să fie un spectacol plin de flashback-uri.
dar și de ceea ce se va întâmpla, nu știu, ceea ce cred eu că trebuie să fie muzica pe care o cânt în anul 2003-2004. Vrei să afli ce mai credeam eu despre tine, copil fiind? Da, să zic că sunt. Că nu să te măriți niciodată și că nu să ai niciodată servicii. Cu partea a doua, să știi că nu te-am dezamăgit. Deci în continuare ai rămas fără servici. Da, a fost unul din primele mele vise. Ai fost vreodată angajată? Să nu mă trezesc niciodată atunci când îmi cere altcineva. Ai fost vreodată angajată undeva cu carte de muncă? Am fost angajată undeva cu carte de muncă, unde? Dar pentru o foarte scurtă perioadă, pe post de cântăreață, la ansamblu tineretului din România, care acum se numește Tinerimea Română, în sfârșit. La 18 ani ai carte de muncă? Mi-au dat contract de angajare. Mama mea, care nu credea niciodată că meseria de cântăreață e o meserie, doar după 90 meseria de cântăreț a devenit credibilă sau mai credibilă. Înainte era o chestie destul de ușor dubioasă, așa, dacă cuvântul e potrivit. Era puțin. Și a zis că asta nu e o meserie. Și când ne-am arătat, uite, sunt angajată pe post de cântăreață. A fost o mare... Ai carte de muncă, serios? Am avut, nu mai știu unde e. Nu mai ai carte de muncă? E pe undeva pe acolo, trebuie să mă duc să o caut. Dar te-ai gândit vreodată să te angajezi, să faci altceva decât ceea ce faci tu? Nu, n-am făcut niciodată afaceri colaterale muzicii. Întotdeauna mi-am concentrat toată atenția, toată pasiunea, toată inspirația pentru muzică și în muzică. N-am făcut niciun butic, n-am... Un SRL? N-am încercat să ghicesc în Luna și în Stele, n-am... Dar de ce n-ai făcut televiziune? Știu că ai... colaborat la un format. Și fac televiziune. Ai colaborat la un format. Uite, și acum fac televiziune. Bun, acum faci emisiune din postura de invitat. Dacă te-ai gândit vreodată să ai o emisiune a ta. Am avut o colaborare la o emisiune de muzică și dedicată muzicii și de asta am și acceptat ideea. Mm-hmm. E vorba de Popstars. Da. A fost o experiență încântătoare, dar și destul de dură, pentru că programul a fost extrem de încărcat și recunosc că am avut mai puțin timp să mă ocup de altceva în afară de Popstars în perioada respectivă. Nu, dar spune-mi dacă te-ai gândit vreodată să ai tu o emisiune de televiziune. M-am gândit, de ce nu? Dacă toată lumea se gândește, de ce nu m-aș fi gândit și eu, nu? La asta. Bun, și de ce n-ai făcut pasul ăsta? Bănuiesc că au existat propuneri de-a lungul vremii. Da, au existat. Ori nu am crezut că sunt potrivită în formatul respectiv, ori n-am avut timp să mă ocup pentru asta. Provocarea poate n-a fost atât de mare pe cât dar-ți place televiziunea? Ar fi trebuit. Îmi place foarte mult televiziunea și găsesc că e un mod de a comunica cu marea majoritate a publicului. Foarte important. Dar nu te-ai gândit la un format al tău, formatul Loredana Groza? M-am gândit și poate că într-o zi o să ți-l arăt formatul. Și cu ce? Ăsta. Talk show cu... Cu Mare Stucă, invitat. Și asta în fiecare seară de la 9 la 10. Exact, invitat permanent. Ca să am timp să vin aici. Deci nu vrei să ne spui. Nu, mi-ar plăcea să fac televiziune la modul, nu talk show sau nu, nu știu... genul de emisiune surpriză-surpriză sau iartă-mă sau din dragoste sau eu știu alte show-uri de genul ăsta. Mi-ar plăcea să fac televiziune jucând, făcând muzică și jucând. Un gen de sitcom, de serial de comedie. De altfel am și avut niște... Da, ai niște apariții ca să mă concurez pe mine cu La Bloc acolo. A, bine, faci asta... ce faci ca să mă concurez, da. Da, asta nu, asta s-a întâmplat așa, a fost întâmplător. Lumea, bineînțeles. Deci ai vrea să faci televiziune, dar să găsești ceva care să-ți se potrivească. O idee care să-mi se potrivească și care pe care să o fac cu plăcere și în care publicul să mă regăsească. Crezi că meseria de cântăreață, cântăreț, este o meserie Dizioză. Cu adevărat? Ce meserie ai, dizioză? A devenit o meserie în România pentru că au apărut atâția și atâția care sigur, cântă muzica a devenit, sau se fac. A devenit mai mult decât un hobby. Uh-huh. A devenit chiar o industrie din care se câștigă foarte mult și din care foarte mulți oameni ieri necunoscuți au reușit peste noapte să devină celebri, să câștige popularitate și chiar și bani. Sunt convinsă că în următorii ani va crește
în progresie geometrică se va dezvolta muzica în România. Deja se observă că în ultimii ani, în ultimii 10 ani, acum 10 ani practic după Revoluție, era un vit total, era o singură casă de discuri care nici aia nu mai putea să, să se mențină pe linia de plutire. Și brusc, în tot acest răstimp, au apărut atât de multe case de discuri, atât de mulți artiști tineri, foarte mulți dintre ei cu potențial și cu talent. Și în sensul ăsta vreau să-mi îndrept și eu atenția în viitor. Ți-a vreau fost să greu tineri. Să faci față concurenței? Ți s-a părut la un moment dat că te depășește ceea ce se întâmplă în jurul tău? Să spun sincer, câteodată mi s-a părut nedrept, pentru că de multe ori publicul a fost păcălit de unele experiențe muzicale din România, pe care le-au primit la momentul respectiv, ca după aia să le taxeze prin uitare. Și lucrul ăsta, până la urmă, mi-a dat mult curaj, pentru că am înțeles că și publicul odată cu artiștii se maturizează. Dar în momentul în care se desfășurau aceste momente, să le spunem, momente de mare succes la public, vorbim de manele și știm foarte bine ce a însemnat într-o anumită perioadă și ce maneaua. Înseamnă continuare, trebuie să recunoaștem. Înseamnă mai puțin decât a însemnat la un moment dat. E adevărat. E un gen care a fost pe val acum câtva timp și care o să mai fie poate iarăși și iarăși și iarăși. Important e ca piața din România muzicală să se dezvolte în cât mai multe sensuri, în cât mai multe culoare. Artiștii să aibă curaj să experimenteze mai mult și să meargă mai puțin pe clișee și pe rețete prestabilite. Sau, dacă vrei, să reinterpreteze. Pentru că, până la urmă, nimeni nu poate să mai inventeze nimic nou în ziua de astăzi, în muzică, în film și în general. Talentul constă și nebunia constă în a reinterpreta cântece, teme. De a relua, de a face altfel. De a relua în stilul personal și cu feeling-ul personal al fiecărui interpret. Cineva chiar te întreabă, Loredana, poți să cânt și manele? Pot să cânt și manele și am și cântat. Șaraiman, care apare pe discul Zaraza, Vânzătoarea de Plăceri, e o mană, e un cântec lăutăresc care se poate intitula și mana. Un cântec care și mana, exact. Spune-mi, ai oferte de a cânta? E mana cultă. Ai oferte de a cânta de la spectacole până la anunți, nu? Da, cum sunt invitată la tot felul de, de petreceri. Cum selectezi toate aceste invitații? Cum faci selecția? Sunt în funcție de seriozitatea celor care mă contactează, de tot felul de criterii care țin, până la urmă, de agentul meu se ocupă de toate detaliile astea. Dar ce vreau să spun, nu am prejudecăți, la modul că nu refuz niciodată o invitație atunci când ea este făcută așa cum trebuie. Și nu mi-e rușine să cânt atunci când sunt invitată și să fiu alături la bucuria și la, eu știu, la un moment festiv pe care cineva vrea să-l împărtășească alături de mine și prin cântecele mele. Ai fost la o nuntă la care eram invitat și ai cântat acolo de parcă ai fost evenimentul anului. Pentru exact, tine, de nu fiecare pentru... dată o fac cu cea mai mare plăcere. Indiferent că în fața mea sunt 3 persoane cărora le cânt sau 10.000 de persoane, pentru mine este aceeași consum nervos, aceeași emoție și adrenalina izbucnește la fel de puternic de fiecare dată, să știi. Vrei să mai discutăm despre femei și bărbați sau trecem la film? Cum vrei la tu. Film. Cum vrei Știu că în ultima vreme ai trecut de faza de cochetărie cu filmul și ai jucat în câteva roluri. Și în filme importante, filmele unor regizori importanți. Îți place filmul? Foarte mult. Îți place să joci? Da, îmi place să joc. Îmi place să mă joc, îmi place să joc și îmi place să combin muzica cu filmul și cu actoria. Spune-ne ceva despre ultimul rol al tău. Este și când vor putea să te vadă telespectatorii Practic români. Nu este un rol, îmi joc, îmi joc rolul de... Sunt o cântăreață într-un restaurant. Îți place să spui că ești cântăreață? Că nu sună tocmai frumos. Atunci o să zic că sunt dizioză, dacă nu-ți place cum sună cântăreață. Bine. Jocul unui cântărețe la începutul secolului la Paris, într-un restaurant celebru, la Rotond, unde se întâlneau toți suprarealiștii. Vezi Picasso, Modigliani, toată gașca nebună a începutului de secol. Și vreau să zic că a fost o experiență extraordinară să fiu alături de Andy Garcia, să fiu alături de o echipă nemaipomenită de profesioniști români, englezi, americani.
francez. Nu ți-a fost teamă? Am avut emoții, pentru că a fost o zi foarte grea, a fost o zi întreagă de filmare. Nu, n-am fost complexată, pentru că am încredere în vocea mea și în forța care vine de undeva, nu știu, încă n-am depistat, o să-mi iau un detector. Izvorul vocii mele, pentru că darul cel mai important pe care mi l-a dat Dumnezeu și care m-a ajutat foarte mult în viață este vocea. Asta e interesant. Care o fi secretul vocii tale? Vocea este un animal greu de îmblânzit, să știi. Notați-vă. Nu, asta e nu. Vocea e un animal greu de îmblânzit. Pentru că sunt zile în care ea te ajută și zile în care ea te poate trăda. M-am întâlnit cu tine într-o zi și dădeai din cap, nu spuneai nimic. Da, sunt concerte în care... Nu, la nu era un concert. Erai la mare și nu vorbeai. Da, pentru că aveam seara un spectacol. Și în seara și toți cei de lângă tine sufereau pentru că... Nu sufereau, pentru că am învățat să comunic foarte ușor și fără să vorbesc. Cred că de multe ori cuvintele te pot încurca mai mult. Bun, atunci, fără să vorbești, explică telespectatorilor ce înseamnă următorul videoclip pe care o să-l difuzăm imediat. Da, vreau să le explic cu vocea, dar în sfârșit o să le explic... Hai să vedem videoclipul. Da, vedem videoclipul, este suflet drag. Vreau să le mulțumesc celor care m-au ajutat să realizez acest clip. Uh-huh. Este vorba de Andrei Boncea. Din prima căsătorie, da. Și unica. Notați-vă. Este vorba de Marius Ivașcu, director de imagine, uh-huh. Și Mari Dinescu, cel care a regizat și a lucrat peste imagine și a realizat pachetul final. Trebuie să-i anunț pe telespectatorii emisiunii noastre că această melodie se ascultă destul de tare ca să aibă... Să dea televizorul la maxim. Să dea televizorul la maxim și vecinii la minim. Și sper că ascultând acest cântec să fiți mai aproape de sufletul vostru drag. Suflet drag, Loredana Groză. Da, foarte frumos. Happy end. Știi care e dezavantajul videoclipurilor? De fapt, nu, al albumelor. Că de obicei sunt ascultate doar piesele promovate. Mm-hmm. Și mai puțin restul. Da, pentru că rămân, nu știu dacă toată lumea are bani sau își permite sau ajunge să cumpere CD-urile. Și atunci... Și să descopere și partea nevăzută. Exact, exact. Și trebuie să recunosc, din ultimul tău album, de exemplu, câte videoclipuri ai avut? Te referi la Zara? Zara, 2002, anul trecut. Practic unul singur, pentru că unul restul singur. A fost practic un videoclip întreg. Tot albumul este filmat. Și mă întreb câți vor fi ascultate... Doar un singur cântec a fost promovat pe posturile de televiziune muzicale. Și la radio? Și la radio aproape deloc, pentru la că... La radio se întâmplă același lucru. Pentru că, fiind o muzică interbelică, a avut mai puțin loc în playlist-urile radio. Și culmea că la radio se întâmplă la fel. De ce? Pentru că de obicei, și nu înțeleg de ce, sunt difuzate tot melodiile care au videoclip. Da, dacă tu dai CD-ul ăla, de ce nu dai și altă melodie decât cea care are videoclip și e difuzată la televiziunile? Da, pare ușor neclar. Dar cred că e mult mai simplu pentru marelui public să-i se prezinte un cântec odată la câteva luni și după aia dacă acel cântec se situează în topuri și urcă și e promovat și difuzat, atunci el aduce după sine un alt single și dacă și singlul următor are un succes în topuri, atunci casa de producție artistului își permit să meargă mai departe și să extragă un alt cântec de pe album. Câte melodii ai pe albumul ăsta? Sunt 12 cântece. Da? Și câte videoclipuri o să faci? Eu mi-aș dori să fac la cât mai multe. Pentru că fiecare dintre aceste cântece merită un videoclip. Chiar dacă de multe ori un videoclip poate să-ți condiționeze imaginația. Și de multe ori un cântec ascultat cu ochii închiși te poate duce mult mai departe și poate să-ți creezi o viziune mult mai interesantă decât atunci când ești condiționat de o imagine. De acord. Pentru că, uite, eu am ascultat Femeia ta, adică l-am văzut la televiziuni. A fost dat foarte mult Femeia ta și ascultând succes în topul. Da, dar și ascultând CD-ul, fără să văd imaginile, mi s-a părut aproape altă melodie. Exact.
Deci mi s-a părut aproape altă melodie. De asta... Aici nu pot să spun deocamdată, pentru că e prima dată când văd și eu videoclipul, însă am ascultat de multe ori melodia care mi se pare, așa cum spuneam, poate cea mai bună melodia ta, cea mai frumoasă sau cea mai de suflet până Mulțumesc, la urmă. Mulțumesc. Era o constatare, nu era un compliment, cu plăcere. L-am luat ca pe un compliment. Și mă întrebam acum, după ce o să văd de mai multe ori videoclipul, dacă o să am aceeași senzație, adică o să văd la fel melodia ca atunci când, sau o să o ascult la fel ca atunci când nu o vedeam. Asta depinde de tine. Crezi că depinde de mine? Da, depinde de tine. Depinde și de tine, Loredana. Depinde și de mine, dar eu sunt cea care propagă această, uh-huh, această situație. Cele două spectacole din această toamnă-iarnă vor fi două spectacole axate pe acest album, uh-huh, pe care vreau să-l cumpărați. Nu o să fiți dezamăgiți. Sunt convinsă că veți descoperi din aceste cântece măcar unul care să fie pe sufletul dumneavoastră. Și acest concert va fi exact mesajul meu către public. Și faptul că adun pe scenă muzicieni de valoare, invitați surpriza și într-o sală recent renovată a Teatrului Bulandra, pe care o să o inaugurăm chiar în perioada respectivă și cu această ocazie. Uh-huh. Nu pot decât să vă invit să veniți acolo și să încercați să descoperiți fata cu șosete de diamant. Diamantul este cea mai puternică structură din lumea asta și o fată care are șosete de diamant e o fată stăpână. Ai vreo pereche de astfel de șosete? De diamant? Da, sunt aici. A, deja le ai? Felicitări, Loredana. Sunt la mine șosetele. Asta când pune cineva piciorul pe masă deja devine motiv. Este adevărat că Loredana a fost lovită de Florin Călinescu la sfârșitul videoclipului melodiei Femeia ta? Este adevărat? Este adevărat că a fost lovită de adevăratelea? Trebuie să întrebe telespectatorii. Țin să păstrez misterul asupra... Cât de misterioasă ești uneori, mai ales când vine vorba de Florin Călinescu. Câteodată e bine să păstrăm și puțin mister, nu? Să ne întoarcem în timp la celebra colaborare dintre Loredana și Adrian Enescu. Se mai poate repeta? S-a mai repetat acum 3 ani de zile, în 2000, când am scos împreună cu Adrian Enescu Diva Enamorata. O admi pe Loredana, care are niște piese despre cum ar trebui bărbații să trateze femeia din România. Țin-o tot așa, Loredana. Felicitări, domnule Tucă. Mulțumesc, asta nu o citesc niciodată, nu știu cum am citit-o pe asta. Pică bine o emisiune cu un om de artă după atâtea emisiuni cu oameni politici. Și oameni bogați. Ce spune cineva? Pentru mine... Nu mi-aduce aminte, te rog frumos. Bine, ok. Pentru mine ești cea mai tare din România ca stil muzical. Ce înseamnă asta? Ca stil muzical, probabil. Adică ești cea mai tare ca stil muzical. Deci? Deci e de bine, cred, nu? Cred că e de bine, da. Ne oprim pentru ultima dată în această seară cu publicitatea și pentru ultimele minute ale emisiunii, ultimele întrebări pentru Loredana Groza. Secretul unei cafele perfecte constă în selectarea celor mai proaspete boabe. Aroma lor proaspătă și gustul savuros sunt sursa mea de inspirație. Cibo dăruiește cei mai buni. Bună dimineața, bărbierit în fiecare zi. Uscată, ustură. Unde e problema? Nou, Nivea For Men Aftershave Balsam calmează complet pielea și asigură o hidratare perfectă după fiecare bărbierit. Bună dimineața! Relaxant! E special pentru mine! Nou, Nivea For Men Aftershave Balsam. Pielea ta se simte mai bine ca oricând. Băi! Băi, ăla verde! Da! Ce vrei? Crescova! Nu știu! Da, tu, Crescova! Viața e o junglă! Crescova, vodka, nu glumă. Fă-ți un duș tonic cu Isotonic, noul gel de duș de la Nivea. Sunt
Mezeluri Caroli. Îți lasă gura apă. Iau așa, ușor. Nu așa, mă, lasă-mă la punctul mort, așa. I-am fac o trantă. Mă, atrage-te, mă! Ce, băi, nu-ți mai ajunge strada? Care-i problema, mă? Ce facem, domnule? Ce-ți mașină și două la urmă? Bă, și dacă nu iau, ce o să faci? Gogule, probleme, mă? Pleacă, bre, că e vopseaua, bre, pleacă de aici. E altfel când basculanta aia ta. Participă la promoția Unirea și poți câștiga o basculantă și mii de alte premii. Hai noroc, hai noroc. Trei războinici plănuiesc uciderea împăratului. Un singur om îi poate opri. Jet Li, el este eroul. New Films vă invită la filmul Eroul. Combine frigorifice Zanussi de la 430.000 de lei pe lună prin Raiffeisen Bank. Domo, expertul în electrocasnice. Duminică de duminică, râzi într-o veselie. Canalul de știri face ce face și provoacă râsul. În fiecare duminică ai comedie de agenție și invitați de invitați. Canalul de știri, Puscat și Trofin, duminica aceasta de la 9 fără un sfert. Și decât pe fugă să mâncăm, mai bine Knorr muștar să adăugăm. Așa ajungi să te bucuri tu și prietenii tăi de o masă copioasă. Knorr muștar, mănânci într-o veselie. Mergeam la toaletă foarte des, până când am aflat că problema mea poate fi creșterea în volum a prostatei. Tratamentul cu o capsulă de Prostamol 1 zilnic mi-a îmbunătățit viața. Prostamol 1, pentru o viață liniștită. De apă minerală Izvorul Minunilor pe zi pot face minuni pentru sănătatea ta. Izvorul Minunilor Strâna de Vale. Câștigi sănătate! Descoperă savoarea cafelei măcinate de la Amigo. Amigo e special pentru filtru și Amigo tradițional pentru ibric. Produsele de la Flanco nu doar aduc o mașină, ele chiar îți aduc o mașină. Poți câștiga unul din automobilele Fiat Albea, oferite săptămânal, cumpărând de la Flanco orice produs Arctic între 3 noiembrie și 31 decembrie. Flanco, foarte deschis. Acum 5 litri de Texaco Evelyn sunt la prețul de 4 litri. Are un design rafinat. Se adaptează la orice mediu. Se face oricând remarcat. Z510, primul decapotabil de la ZAP. ZAP, The Next Generation Network. A fost bine la cosmetică? Sigur! Știi, eu am pielea sensibilă. Folosesc produse speciale, dar simt că nu-i de ajuns. Așa e, pielea capului este și ea sensibilă. Și atunci ce fac cu mătreața? Ai nevoie de un șampon special, noul Head & Shoulders Sensitive. Cu o formulă hipoalergenică testată dermatologic, fără coloranți și cu mai puțin parfum, Head & Shoulders Sensitive înlătură mătreața 100%, lăsând un păr superb, irezistibil. Noul Head & Shoulders Sensitive, pentru piele sensibilă, 100% împotriva mătreții. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da, ultimele două minute ale emisiunii. Acum poți să spui... Să ne cânti ceva. Uite. Să punem... Nu, o să fie melodia pe fundal. Nu, vreau să ai două minute și tu trebuie să te adresezi națiunii despre raportul de țară, în ceea ce privește muzica, bineînțeles. Da. La modul serios sau la modul foarte serios? La modul foarte serios, nu poți să cer ceva decât la modul foarte serios. Că atunci așa nu putem fi decât foarte serioși. O să vorbesc despre raportul de țară, am sigură că o să pun întrebare politică la final. Dar nu este politică. Nu știu de ce, nu știu nu cum. Nu este de politică. Zis, azi am citit gândurile, am fost pe același spam. Data viitoare, când o să fii invitat, o facem în felul următor. Tu răspunzi la întrebările pe care le vrei, pe care... Vreau eu să mi le pui tu. Exact. Iar eu o să pun... O să răspunzi cu întrebările mele. Nu. Eu pun întrebările pe care vrei tu.
iar tu răspunzi la întrebările pe care ai vrea să ți le pun eu. Ok, o capită. Raportul de țară. Cred că România încă nu e o țară funcțională. Și cred că muzica... Nu, are muzică, muzica, de piață. Muzica e de piață, dar ca și celelalte ramuri ale economiei din România, mai are foarte multe lucruri de pus la pom. Vorbești pentru a fi cu adevărat funcțională. O să râzi, dar vorbești mult mai frumos de femeie, despre femeie decât despre economia normal, de piață. Normal, nu mă incit atât de tare subiectul. Dar care ar fi în imaginea ta bărbatul ideal? Bărbatul ideal? Bărbatul care să mă înțeleg din priviri, cu care să comunic fără să vorbesc, cu care să împărtășesc aceleași lucruri, aceleași bucurii, aceeași taină, aceleași secrete. Nu. Ba da, pentru că fiecare îndrăgostit are un secret. Nu? Păi și nu poți, nu poți să împărtășești secretele de la un alt iubit, cum e în cântecul tău cu iubitul tău ideal. Nu, dar nu vorbeam despre secretele alea, vorbeam despre secretul dragostei. Bun, până aici bine. Și? În cele și? Din, nu, în ultimul rând? Și nu, și în ultimul rând e vorba de dragoste. Mulțumesc, Loredana Groza. Ne vedem din nou mâine seară, ora 22. Până atunci vă spun ca de obicei, țineți aproape.